Ultima pagină în istoria noastră nu este moartea din această lume, ci învierea din morți. Pericopa evanghelică în această duminică ne descrie o mare minune pe care Mântuitorul a făcut-o asupra unui tânăr mort, înviindu-l. Minune care rămâne până în zilele noastre, citită în biserică, pusă la inimile noastre, ca înțeles că Hristos este Domnul, Cel ce are puterea asupra morții, Cel ce prin acest semn făcut ne încredințează că ultima pagină în istoria noastră nu este moartea din această lume, ci învierea din morți. Și că însăși această viață este o pregătire pentru întâlnirea cu Domnul, cunoscându-L pe El, după cum Domnul însuși ne vestește, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul tău pe care L-ai trimis.